Stai, stai puțin până să înceapă episodul. Dacă vrei să primești o inimioară de la mine, lasă chiar acum un like acestui videoclip, abonează-te și activează clopoțelul la acest canal și nu uita să lași un comentariu cu jocul tău preferat. Aștept cele mai tare comentarii. Salutare tuturor, guys! Sper că aveți o zi minunată și bine ați venit la un nou episod creepy cu Deepweb la mine pe canal. Și vreau să vă zic încă de la început că există unii oameni care îmi spun să fac episodul ăsta încă de când am început să fac episoade cu Deepweb, adică acum un an și ceva. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, astăzi vorbim și ne vom uita la experiența unui român, mai exact un băiat pe nume Mihai, care a intrat undeva în 2014-2015 pe internetul ăsta ascuns și a pățit ceva foarte, foarte nașpa. Nu uitați să apăsați butonul drag să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și haideți să vă zic mai exact despre ce este vorba astăzi. S-ar putea să fi auzit această poveste în mai multe formate pentru că este una dintre cele mai populare povești care se consideră reale cu internetul ascuns și nu doar în România, boys, pe tot globul. Mai exact, este vorba despre o postare făcută de un băiat numit Mihai 199809 pe Reddit în 2014, unde susține el că a trăit o experiență foarte, foarte nașpa pe internetul ascuns. Mai exact, acesta a fost hackuit când a intrat pe un site, efectiv a intrat pe un site și după ei se mișca mouse-ul singur și pe un site de marketplace și a comandat niște chestii foarte, foarte nașpa și când a ajuns pachetul la el, nu vă mai zic, urmează să vedeți. Ideea e că această poveste, având în vedere că a fost extrem de populară, s-au făcut foarte, foarte multe versiuni editate, boys, că vine o femeie după el, sunt foarte, foarte multe versiuni. Astăzi am reușit să găsesc o versiune cât mai apropiată de versiunea reală, mai exact povestea spusă de Mihai ăsta, băiatul ăsta Mihai 199809, și am găsit aici un videoclip, unde, boys, este aproape fix ca întâmplarea pe care a scris-o el pe acel Reddit și sperăm să fie o treabă bună. Aici personajul principal e Kyle, nu știu cum, 24 de ani avea și Mihai când a scris chestia aia, așa scrie în povestea aia. Însă, gândiți-vă că fix așa s-a întâmplat și la Mihai. Ok, poate mici modificări, însă povestea de bază este aceeași. Am mai văzut foarte multe versiuni și se devia de la subiect, au venit armata peste foarte multe chestii de bune. Nu uitați să apăsați butonul de like și haideți să începem această reacție, pentru că am căutat de foarte, foarte mult timp un episod ăsta care să fie fix ca povestea în sine. Ok, uitați-l pe băiatul ăsta, o să se audă și foarte ciudat, pentru că omul ăsta e gen, nu e un voice actor cum erau la celelalte, efectiv el vorbește din experiența lui, se numește My name is Kyle. Am 24 de ani. Și această poveste s-a întâmplat cu mine recent. Nu, s-a întâmplat cu Mihai. Tossing and turning in bed trying to get sleep. Ok, deși că într-o noapte nu putea să doarmă undeva la 45 de minute oră. I eventually gave up and got up to go to the living room. Ok, și după s-a dus în living room pentru că nu putea să doarmă. A stat pe canapea și a încercat să se uită prin canale de televiziune, boi, să-mi era foarte, foarte plictisit. Ok, și după a găsit un documentar despre internetul ascuns. După 10 minute, după ce m-am uitat, exact, deși că după 10 minute după ce s-a uitat la acel documentar, Mihai s-a uitat la un videoclip de pe YouTube în legătură cu acel documentar. V-am zis că s-a numit, n-o să mai adaug anumite chestii. Povestea este aceeași, însă v-am zis că nu e fix ca povestea originală. După asta, din un băiat obosit a devenit un băiat super, super. Bă, era hype, nu mai era obosit, era foarte pe documentarul ăla, boys, era foarte, foarte atent la documentar. From that point for the next week or so, I spent a lot of time looking up things on the dark web. Ok, și a doua săptămână, efectiv, a început să fie nebunit de dark web. Mi s-a părut foarte, foarte interesant. S-a uitat la videoclipuri pe YouTube despre el. A citit articole online. Opa, și a găsit și niște TV show-uri despre internetul ascuns. Eventually, I wanted to visit the dark web myself. I have a friend who is a computer wizard. Ok, și cum îi zice, voia să, cum zice, să folosească internetul ascuns, să intre acolo, boys, pentru că, na, de la videoclipuri de YouTube te plictisești și vrei să vezi dacă într-adevăr este real. Așa că avea un tovarăș foarte, cum zice, un tovarăș foarte apropiat, care era un fel de magician al computerelor, adică știa foarte, foarte multă programare și tot în domeniul computerelor. Și eram 100% sigur că a intrat pe internetul ascuns.
So one night I asked him to come around and help me get it set. Okay, și o noapte l-am, cum zice, l-am chemat la mine și să mi arate cum stă treaba. După cum vedeți, este pe internet ascuns cu acele URL-uri și toate chestiile astea. A instalat Tor browserul. Access the dark web. What sites to avoid. Ok, și mi-a zis ce site-uri să evit și mi-a explicat cum să am acces la internetul ascuns. Bă, boys, v-am zis, nu-i foarte greu, adică te instalezi chestia aia, schii deep web, website, schii deep acolo pe link-uri, adică nu-i foarte greu, mă, să nu te duci prea adânc, aia zic. Și că în fiecare zi pentru o săptămână mă uitam non-stop și s-a uitat peste tot. The one thing I never did on the dark web, however, was interact with anything. Ok, mamă, ok, deci băiatul ăsta chiar a gândit-o aici, a zis că, uite, vedeți, deci asta era și în povestea lui Mihai și a acoperit webcam-ul, el nu știu dacă a zis, n-am fost atent, nu a zis aici că și-a acoperit webcam-ul, însă după cum vedeți, și-a acoperit camera. Ideea e că băiatul ăsta, chiar dacă intra pe internetul ascuns, l-a sfătuit și tovarășul lui, nu a interacționat cu absolut nimeni, efectiv era un băiat anonim care se uita pe aici, nu voia să-și facă probleme, ori... Poate chiar dacă era un băiat de treabă, care era fix ca el, nu. Mai bine nu ne riscăm și numai ne uităm. Când întreb asta, nu a cumpărat nimica. Guys, fiți atenți, guys, nu a cumpărat nimic. Și n-a dat mesaj la nimeni, după cum spuneam. După cum a zis, un vizitator. Un lucru pe care mi l-a zis prietenul meu este... Întotdeauna, deci întotdeauna să îți, cum zice, să-ți acoperi webcam-ul. Vă zic, guys, eu când intru pe internetul ascuns nu are cum să mi se vadă webcam-ul, pentru că mi-a zis unii să-mi acoperi webcam-ul, însă eu într-un fel filmez cu camera asta de filmat și nu-i conectată la calculator, știi? Și nefiind conectată la calculator nu am nicio problemă. Lucru pe care l-am făcut întotdeauna. So I often use a webcam to Skype with family and friends. Ok, deși că era departe de familie și întotdeauna folosea un webcam ca să vorbească pe Skype cu familia. Atunci era Skype-ul foarte popular. Ok, ci că într-o noapte a terminat să, cum îi zice, să se uite, a vorbit pe Skype cu părinții lui și după a intrat pe internetul ascuns. Ok, guys, a intrat pe un website unde se vindeau arme și foarte multe chestii ciudate. I was scrolling down the site just seeing Se uita pe site when I heard something. I couldn't make out what it was at first. It sounded like a voice saying something. Ok, guys, fiți atenți. Și după, fiți atenți ce a făcut ăsta. Intra pe site-ul ăla, se uita și la un moment dat a auzit un sunet. Nu l-a auzit în casă, l-a auzit din calculator, parcă era o voce care spunea ceva. Chestia asta se întâmplă efectiv când cineva intră calculatorul tău. Când intră calculatorul tău, pentru că, gen, chiar dacă are acces la calculatorul tău, n-are acces și la microfonul tău fizic, automat îi se activează lui microfonul, ca și cum ar fi calculatorul lui și tu l-auzi, boys. Și asta înseamnă că băiatul ăsta a fost hackuit și a auzit microfonul de cealaltă parte a hackerului. M-am oprit. Ok, și după a auzit o voce. I can see you. Și că pot să te văd. I instantly looked at my webcam. Bo, și n-avea aia, man. A uitat de aia, boys. Și a uitat. Mă, bă, și a zis ăla că a uitat. Deci v-am zis, guys, eu n-am nicio problemă cu chestia asta. V-am explicat de ce. Nu-i bine neapărat. Mamă, a închis webcam-ul, boys. Dar întotdeauna trebuie să ai webcam-ul închis, man. Să nu uiți chestia asta. Sau să ai ceva pe el. Și voia să închidă site-ul. Dar nu putea să-l închidă. Nu putea să facă nimica. A început să apese butoane pe tastatură, însă nu putea să-l închidă. Dar computerul nu răspundea efectiv. Vocea atunci a spus: hai să vedem la ce te uitai. Ok, boy, și a început, după cum v-am zis încă de la început despre povestea cu Mihai, a început să se adauge lucruri în coș. Efectiv, era pe site-ul ăsta, există foarte multe marketplace-uri de-astea pe internetul ascuns și a început să se adauge chestii. Cine era băiatul ăsta? Efectiv, acum am controlat computerul și putea să comande absolut orice la mine acasă. N-am zis absolut nimica. Ci că era foarte, foarte, cum îi zice, speriat, pentru că s-ar putea ca băiatul ăla să-l audă. Atunci băiatul a spus: știi ce? Ci că o să-ți cumpăr chestiile astea pentru tine, prietenul meu. Și după a început a adăugat toate chestiile. Te rog, termină.
Nu vreau nimica. The man replied, are you sure? While letting out a sinister laugh. Ok, deci el a zis că nu vrea nimic, a băiatul a zis, e sigur, și după a început să râdă malefic. Și după a zis, nu, chiar nu vreau nimic, te rog, lasă-mă în pace. Și atunci calculatorul meu efectiv s-a închis. Vă dați seama, băi, pachetele alea poate să ajungă și într-o zi și în 6 luni. Adică 6 luni, băi, ești fai de tine, efectiv. Că, da, efectiv, doar monitorul s-a închis pentru că unitatea încă mergea. A message popped up saying, your items will be delivered soon. Thank you for your purchase. Oh shit, și-a apărut mesajul pe ecran. Obiectele tale vor fi livrate în curând. Vă mulțumim pentru achiziționare. Shit, man. Then my computer turned off. Și atunci chiar s-a închis, pe bune. Deci vărțelul s-a panicat. Eventually I calmed myself down. Thinking it was probably just someone messing with me. Da, ok, după s-a calmat gândit că e un băiat care face caterincă de el. Bă, guys, vă dați seama că nu e chestia de bani, că ăla a plătit, gen, ăla a plătit, nu a plătit el. Doar că, man, oricine și da, și gratis, nu vrei să ai așa ceva la ușă. After about 2 days, I eventually went on my computer. Ok, ci că 2 zile nu a mai intrat pe calculator de frică și după aceste 2 zile și-a luat curaj și a intrat. And everything as far as I knew it was fine. Și după cum am văzut, totul era, deci efectiv a uitat de chestie. Ok, l-a chemat și pe frățiorul ăsta să vadă dacă totul este ok. Ok, cel mai probabil a fost un hacker care făcea caterincă de el. A doua zi... Ok, și a doua zi a venit de la muncă și a găsit ușa apartamentului lui puțin deschisă. Am deschis aia și am uitat înăuntru. Singurul lucru pe care l-am observat este un pachet, guys. Deci i-a venit pachetul. Hai să vedem ce era. Eu știu ce era în el, știu de la poveste, dar nu vă zic. Știam exact ce este. Ci că ce ar putea să fie în cutia aia? O armă, o bombă, Doamne ferește, Doamne ferește. A stat acolo efectiv și nu știa ce să facă. Voia să sune la poliție. Nu trebuie. Dar nu voia să sune boss, pentru că teoretic el a comandat-o. Da. Și că și ce putea să fie în acea cutie 100% nu era legal. Și-a luat curaj, Doamne ajută, și a deschis. Surprisingly, the box was empty, și... except a note sitting at the bottom. All it read was, you said you wanted nothing. Dar în cutie era un bilet unde spunea, ai spus că nu vrei nimica, guys. Și asta a fost povestea. Eu știam că de la început ce primește, v-am zis că și povestea originală. Și frățiorul nostru s-a simțit bine, însă până la urmă a luat-o. Asta a fost acum o lună. Nu a fost acum o lună, guys. Ați văzut că a folosit și Skype-ul. Nimeni nu mai folosește Skype-ul. Deci, bă, ideea e că e un remake foarte bun. Și de aici s-a terminat tot, guys. Eu știam că de la început ce o să primească, însă chiar am vrut să văd firul poveștii și chiar a fost foarte, foarte mișto. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți episoade de genul. Eu am fost Marius Ionacu, ne vedem curând astăzi cu un nou episod. V-am pupat pe toți, pa, pa!